Hei, eu salutare tuturor și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Noi suntem Retevici și astăzi o să facem un newborn baby shoot. Și mai avem o surpriză pentru voi. Dacă stați cu noi până la final, astăzi o să vă spunem care este numele fetiței noastre. Pe lângă toate cele menționate mai sus, astăzi este și ziua lui Răzvan. Puteți să-i spuneți la mulți ani. Și după ședința foto, care va fi nu numai de newborn, va fi și de familie, așa că ne veți vedea pe toți în formulă completă făcând aceste poze. Vom merge și vom mânca în oraș. Și ne va duce să mâncăm sushi, că n-am mai mâncat sushi de atât de mult timp. Toată sarcina mi-a spus că ar mânca sushi, ar mânca sushi și am zis, uite, după ce o să naști, o să mergem și o să mănânci sushi, în sfârșit. Răzvan are grijă de toată lumea să mănânce, i-a dat lui bebe biberon. Acum face sandwich-uri pentru noi, haideți să vi-l arăt, că na, trebuie cineva să facă treaba asta cât eu mă transform. Și acum o să facem o degustare în direct, spune tu cum e, e bun sau nu? E foarte bun, în sine simt și presiunea, nu puteam să zic altceva. Un adevărat pregătar sunt. Și după cum puteți observa, fetița e aici în spate. Astăzi am mâncat, i-am făcut pentru prima dată formulă de lapte pentru că o să avem o zi destul de lungă. Ne pregătim acum, trebuie să duc căruciorul la mașină și ce mai avem de luat. Se pregătesc și fetele și revenim. Și aici a venit și Eliza și a pus o mini față. E nevoie cineva arătat în noapte. Doar la noi o să vedeți așa ceva. Uitați câte bagaje avem, da? Serena, ajută acolo bebelușul. Gata, bebe. Mâncăm în mașina. Într-un final am reușit să băgăm toate bagajele în mașină. Ia uitați cum suntem aici. Toată casa. Deci totul efectiv acolo unde sat. Efectiv am transpirat. Ia uite, curg apele de pe mine. E greu când pleci cu copil mic, că trebuie multe lucruri. Ne trage în suflet că am obosit. Am ajuns aici la studio Pozici, unde o să facem pozele pentru newborn. Dar hai să vedeți cum am pus eu aici toate astea claie peste grămadă. Efectiv a fost o super aventură. Ne bucurăm că am ajuns cu bine. Tot în siguranță, căruțul pare bine. Eu nu cred că l-ai pierdut ăsta. A fost bine că am mers de până și la sală. Am ajuns la studio la Ana Maria, care o să ne facă pozele și acum o să trebuiască să alegem hăinuțele pe care le va poza bebe. O să fie exact așa cum ați văzut poate pe internet, poze cu bebeluși care stau în coșulețe și sunt ghemuiți acolo frumos. Ana va face toată treaba asta. Bună! Ana o să o manevreze pe bebe și are niște hăinuțe foarte frumoase și haide să mergem să le vedem. Serena de la Alesuna. Serena Alesuna? Ia, ce ai ales? Ce ai ales, Serena? Oh, mai cât de drăguț! Și o să faci și tu o poză cu bebe îmbrăcat în ăsta? Da? E super! Uitați-vă cât de mic este! E real! Abia aștept! Oh, da! Țin minte, ținut așa că am văzut-o într-o poză frumoasă, într-un coșuleț așa pe burtică. Ador! Abia aștept! Teica, eu am venit cu ținute, dar mi-a arătat Ana această rochie așa că nu am putut să mă abțin. Am și bendiță la asta! Am venit și pentru Selena. Acum, bebele bea laptele pe care l-am produs eu în mașină și apoi ar trebui să se liniștească și Ana să o manevreze într-un coșuleț, într-un pătuț, urmează să ne spună. Noi suntem cu minți și facem ce ne spune. Brav. Arbit instant, nici nu stă pe gânduri. Când pun mâna pe ea, se face magie. Acum a apucat-o puțin sughisul, dar își revine. Și după cum puteți vedea, începem acum pozele. Fetele stau aici în spate, se pregătesc. Uite-te la ea. Și acum am trecut la un alt decor. Haideți să vă arătăm, să vedeți ce drăguț arată. Și fetele stau aici, pozează de zori. Uitați-vă la bebeluși. Uite-o bine, Serena. Râde. Am prins-o. Chiar acum am terminat și ședința foto, totul a decurs super, super bine, bebe a fost foarte cuminte, Ana aici de față este o super profesionistă și a făcut o treabă excelentă. Dacă aveți nevoie de poze, puteți să-i scrieți pe Instagram. La Studio Pozici! Perfect! Nu uitați că avem să vă spunem o surpriză. Ne-am îmbarcat, suntem în formulă completă și acum mergem să mâncăm ceva. Astăzi este ziua mea și o să mergem să mâncăm sushi, pentru că Eliza are poftă de foarte mult timp și în sarcină nu a putut să mănânce absolut deloc. Cred că astăzi o să fie cea mai fericită. După cum v-a spus și Răzvan, astăzi este ziua lui.
Cred că ar aprecia foarte mult dacă i-ar scrie în comentarii la mulți ani, Răzvan. Sunt foarte pregătită, mai ales pentru aceste legume tempura. Eu sunt fan, aș putea să mănânc orice dacă este prăjit în făină tempura. Ador. Altceva. Știu că îmi place super mult mâncarea. Am mers pe sushi care știu că îmi plac, adică tempura, toți prăjiți și legumele prăjite, totul este gătit. Nu sunt neapărat fană chestii crude. Deci eu cred că sushi ăsta puteam să mănânc și în sarcină, sinceră să fiu, dar n-am vrut să măriți. Sunt foarte fericit acum. Voiam să vă întreb dacă vouă vă place ghimbirul acesta și wasabiul. Efectiv, mie mi se pare că acest ghimbir are gust de detergent. Nu aș putea să-l mănânc niciodată. Scrieți voi în comentarii dacă vouă vă place. Da. Și desigur, soția mea romantică, ca întotdeauna, mulțumesc, s-a oprit pe drum ca să-mi cumpere o prăjitură foarte frumoasă. Aici este, aici este o inimă pentru inimă, de fapt. Vai, îți mulțumesc mult. Și eu te iubesc. Și acum trebuie să suplu, da? Îți o dorință. Bine. 1, 2, 3, 4. La mulți ani! Ce zi am avut! Acasă. Dar nu am uitat ce v-am promis la începutul vlogului. Așa că pregătiți-vă! Pregătiți-vă, pregătiți-vă, pregătiți-vă! Haide, haide, pregătiți-vă! Și numele pe care l-am ales pentru fetița noastră este... Eva! Simplu și frumos, că și așa numele nostru de familie este uriaș și Eva îl balansează complet. Eva poate să fie pictor, Eva poate să fie influencer, Eva poate să fie diplomat sau prima doamnă. Cu acest nume este asigurată toată viața să aibă orice fel de meserie. Exact. Exact. Și nimeni nu poate să-i pocească, pentru că asta e foarte important pentru noi. Și nici nu poți să-i faci cine știe ce poreclă. Exact. Ne-am gândit să rămânem cu un singur prenume, pentru că, uite, pe mine mă cheamă Andrei, pe ea o cheamă Georgiana, dar nimeni nu ne-a strigat niciodată așa. Așa că, Eva. Cel mai frumos, Eva. Eva de te simplu, Eva. Sperăm că vă place numele la care ne-am oprit și puteți să spuneți în comentarii. Bună, Eva! Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe butonul de like, pentru că ne ajută foarte, foarte mult. Vă așteptăm și pe Instagram Retevici1 și pe TikTok Retevici. Nu uitați să apăsați și pe clopoțel ca să vedeți de fiecare dată când vom posta un nou vlog. Noi suntem Retevici, v-am pupat! Pa!